Talentului, fostul campion al României la box profesionist, Petrică Paraschiv, a fost săltat de mascați după un măcel în centrul capitalei. Mai mulți oameni au ajuns la spital în urma încăiererii. Și mergem la corespondentul Antena 3, Corina Matinski, cea care are informații despre acest caz. Corina, ce ai aflat? Bun găsit, Cătălina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Întregul scandal a avut loc la finalul lunii august, în miezul nopții și în centrul capitalei. Cele două grupări s-au luat la ceartă după o nuntă. 24 de persoane s-au bătut cu băte, macete, țevi metalice, topoare și cuțite, spun procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București, acolo unde se află de altfel și această anchetă. După această încăierare, iată că la o lună distanță, polițiștii au făcut mai multe percheziții la cele două grupări. Au fost 18 persoane audiate, 16 dintre ele reținute inițial pentru 24 de ore, iar mai apoi astăzi Tribunalul București i-a plasat sub control judiciar. În această altercație, unul dintre bărbați a fost înjunghiat în zona abdominală. Spun procurorii că i-a fost pusă viața în pericol, tocmai de aceea un individ este cercetat pentru tentativă de omor și este de altfel și singurul care a fost arestat preventiv. Vorbim despre Petrică Paraschiv, fost campion al României la box profesionist, de altfel primul campion al României la acest sport, și este un individ care a mai avut și în trecut probleme cu legea pentru că ar fi aprovizionat cu heroină centrul capitalei. Corina Matinski, îți mulțumesc pentru aceste informații.